Deoarece suntem în anotimpul primăverii, este necesar să vorbim despre o boală foarte des întâlnită, se cheamă rinită alergică, care se caracterizează printr-o inflamație acută sau cronică a mucoasei nazale. Incidența acestei boli este aproximativ de 80-90% din populația globului, preponderent fiind afectate persoanele tinere, între 5 și 25 de ani. Rinita alergică, de fapt, ce este rinita alergică? Apare datorită unei reacții imunologice excesive în prezența unor substanțe străine care se numesc alergeni. Aceste substanțe străine, numiți alergeni, pot fi inhalatori, cum ar fi polen, spor de ciuperci, graminee, praful din cameră, părul de animale, substanțe chimice, produse cosmetice, detergenți, substanțe volatile. Alergenii mai pot fi digestivi, aceștia sunt conservanții alimentari, aditivi, coloranții, alcoolul, legumele și fructele. La fructe ne putem referi la fragi, căpșuni, kiwi, deci tot ceea ce înseamnă fructe cu perișori. Ca și simptome acestei boli, des întâlnim strănutul, pruritul nazal, mâncărimile în nas, rinoreia, obstrucția nazală, adică nasul înfundat, tusea frecventă, acea senzație de nod în gât. Deseori, această rinită alergică este însoțită de conjunctivită, precum și alte patologii des întâlnite acum, ca sinuzita, astmă bronșic, polipoza nazală. Ca și tipul de rinită alergică, întâlnim o formă de rinită alergică sezonieră, cea care se asociază cu conjunctivita. Aceasta este rinita de primăvară, de vară timpurie și de toamnă. Și la începutul primăverii găsim o cauză majoră polenul, în timp ce vara găsim fânul și ierburile. Deci un alt tip de rinită alergică este cea care durează în tot timpul anului și este des asociată cu astmul bronșic și este cauzată de alergeni care se găsesc în mediul înconjurător și în casă, de exemplu, acarienii, care se găsesc în praful de casă, în saltele, în perne, în covoare, în fotolii, în draperii, de asemenea mucegaiurile, penele, scamele de animale. Persoanele cu rinită alergică de genul acesta apare tot timpul ca o persoană care este răcită. Un alt tip de rinită este rinita profesională, pe care o întâlnim la locul de muncă, acolo unde există substanțe volatile, dizolvanți, substanțe chimice, care pot produce această inflamație a mucoasei nazale. Ca și sfaturi pentru rinita alergică, cei care ne știm alergici la polen, este bine să închidem ușile și ferestrele în sezonul cu mult polen, să nu uscăm rufele în aer liber, deoarece se poate așeza acest polen pe rufe, să folosim aerul condiționat în casă și la mașină. Dacă ești alergic la praf sau la mucegai, să se folosească lenjerii și așternuturi ecologice, să se înlăture saltelele, pernele și din puf care sunt alergice, să se spele așternuturile și paturile la temperaturi ridicate pentru a omorâ acei acarieni, să se folosească aspiratoarele cu filtrele speciale. Dacă simptomatologia se accentuează și durează mult timp, este necesar să se prezinte la medic, la medicul de specialitate. Un rol important îl are și medicul de familie pentru depistarea precoce a acestei boli, pentru prevenția ei și pentru a trimite la medicul de specialitate.